participăm împreună la cel mai nou exercițiu. Cu ani în urmă nimeni nu s-a gândit că vom ajunge și într-o astfel de situație, când animalele din curtea omului să ajungă un pericol al străzii, în același timp, nu numai prin efectul care îl are asupra temerii de a te mușca sau de a-ți produce o astfel de răutate, dar și ca purtător de paraziți, purtători de dăunători. Și în același timp, prezența lor în diferite locuri de joacă și în spațiile unde bătrânii sau să-și petreacă timpul liber, reprezintă un real pericol. Și atunci noi trebuie să armonizăm și cu iubire, dar și cu autoritate lucrurile acestea, exact ca și într-un teren, cum am spus și mai devreme, pentru că reprezentăm fileu, în care jucătorii sunt și de o parte și de alta și toți lovesc. Lovesc cu informație, lovesc cu fapte, lovesc material, lovesc și cu implicare. Și în lucrul ăsta, ei nu vor niciodată să se întâlnească. Un iubitor de animale nu vrea să se întâlnească cu mămica unui copil care a fost mușcat sau care a fost... Atunci ei se lovesc în acest fileu. Și vin unul de o parte cu informația, altul de cealaltă parte. Nu vreau să fiu nici judecător. Pentru că neapărat trebuie să fiu un aplicant. Trebuie să reprezint un act de autoritate. Și actul de autoritate să te conducă către o normalitate. Normalitatea asta în ce constă? Până la urmă la coexistență. Nu ai ce să faci. Și coexistența cine o determină? Ce am spus și cu alte ocazii mai puțin frecventate de presă, dom'le, casa și masa. Casa și masa este locul de căldură, de atracție și pentru om. Este și pentru animal. Este și pentru noi cu strada și cu tot. Și în condițiile acestea, să nu considerăm că odată închisă poarta am terminat cu educația sau am terminat cu casa aici, am nevoie de o altă educație. Nu, ea trebuie să continuă și practicile noastre trebuie să ne unească într-o armonizare și a legilor și a stării de lucruri. Dar pentru asta trebuie mai mult timp și mai multă implicare din totdeauna. A fost așa ceva și este, eu zic că omul până la urmă trebuie să fie cel care trebuie să învingă și aceste stări de lucruri, aceste situații delicate la vremea asta. Dar prin această atitudine a dumneavoastră credeți că veți reuși să, nu știu, să fiți așa un arbitru, așa cum spunea colega, între cele două tabere? Da, pentru că eu am vorbit de cei care se afișează, dar nu v-am spus de cei care nu se afișează. Am vorbit de noi care suntem în teren și ne vedem. Dar în spatele nostru, din tribună, se aruncă nu numai cu vorbe, dar și cu fapte. Și tribuna asta ce o reprezintă? O reprezintă cel care aduce căței, este purtător, practic, sau ajută migrarea asta a populației, canine, vă referiți la cei care și la pisici, care le abandonează. Ei cățeii de acasă, în loc să intri cu ei într-un program sau ce să faci, vii la târgul săptămânal din Topoloveni și îi lași la un colțișor. N-ai rezolvat problema așa. Și nici eu n-am cum să gestionez lucrurile acestea. Pentru că pot să fiu cel care îi găsesc sau cel care nu îi găsesc. Că nu ai când să te ocupi de aceste lucruri. Sau pleci la servici. Pleci la servici, te-ai oprit la un colț cu containere și îi lași în pungă sau în sac căței abandonați sau pisoi abandonați. Lucrurile sunt foarte delicate. Eu am încredere și în dumneavoastră că vom face împreună tot ceea ce trebuie și ca parte de educație, dacă vreți, către populație, dar să-i conștientizăm foarte mult că nu suntem dușmani unii cu alții. Trebuie să creăm un habitat la nivelul secolului 3. Dar ceilalți primari din comunele înconjurătoare, categoric sunt abandonate animale și din comunele înconjurătoare. Credeți că ar trebui să adere la acest program ca împreună să reușiți să scădeți populația de animale? Am să încerc să-i aduc lângă mine. Eu am avut câteva discuții. Am inițiat la un moment dat chiar și o idee de a construi împreună un centru sau ceva, dar toți vor același lucru. Să creeze cineva hotelul, el să aducă pacientul și să nu-l intereseze nimic. Asta vă propun.